în țara noastră, în activitatea noastră bisericească chiar. Este o neputință care trebuie tămăduită și aceasta este indiferența. Atunci când punem suflet, lucrurile merg bine, inclusiv în asistența socială sau în activitatea casei de ajutor reciproc, pentru că eu socot casa de ajutor reciproc, își încadrează activitatea ei în rândul faptelor filantropice. Și știm că Mântuitorul este categoric. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și când se vor întreba la judecată creștinii, Doamne, când te-am văzut în această situație, ori de câte ori l-ați văzut în această situație, pe cel mai neimportant frate al meu și a slujit mie, mi-a slujit. Acum și în cadrul CR-ului, chiar dacă nu-i vorba neapărat de săraci, e vorba de oameni care la un moment dat au nevoie de un sprijin. Și CR-ul le dă acest sprijin. Și atunci, încă o dată, nu uităm că de la începuturile sale Biserica Creștină a avut două preocupări. Pe de o parte, participarea la Sfânta Liturghie și pe de altă parte, filantropia, ajutorarea reciprocă și ajutorarea săracilor. Ei, cam lucrul acesta îl face și Casa de Ajutor Reciproc.